Tarifele de intrare la bazinul de not din municipiul Hunedoara vor rămâne neschimbate și în 2015. Așa au hotărât consilierii locali în ultima ședință de Consiliu. Potrivit conducerii bazinului, prețurile biletelor au rămas aceleași de aproximativ 2 ani de zile. Aș vrea să anunț hunedorenii și nu numai hunedorenii că sunt așteptați la bazinul de not de la Hunedoara la aceleași tarife ca și anul trecut. Ele au rămas timp de 2 ani, cam de 2 ani nu s-au mai modificat aceste tarife și tocmai pentru a încuraja mișcarea în municipiul Hunedoara. Deci atât la copii cât și la adulți tarifele au rămas aceleași și așteptăm cu mare drag să practice sportul cât mai des în municipiul Hunedoara. Astfel, copiii cu vârste de peste 5 ani, elevii, studenții la zi, pensionarii și șomerii vor plăti pentru 3 ore la bazin 10 lei. Cei care vor să se relaxeze la saună plătesc în plus încă 3 lei. Un abonament de 8 ședințe costă 70 de lei pe lună, iar un abonament cu saună 95 de lei. Pentru 15 ședințe, prețurile variază între 100 și 140 de lei în funcție de serviciile alese. Pentru adulți, un bilet pentru 3 ore costă 16 lei, iar abonamentele variază între 100 și 230 de lei pe lună. Reprezentanții bazinului de la Hunedoara au pregătit oferte și pentru grupurile de elevi organizate sau pachete family. Nu în ultimul rând, iubitorii de not au acces la bazin contra cost și în timpul orelor de antrenamente ale sportivilor.